Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un indian de 103 ani s-a căsătorit pentru a treia oară, deoarece primele două soții au murit. Le pierde pe drum. Bătrânețe, da. A luat-o pe a treia. Bă, dacă și asta se moare, ce să faci? E și asta o modalitate de a evita divorțul, știi? Dacă ai răbdare suficientă, nu era proverbul la chinezesc indian? Dacă ai suficientă răbdare, o să vezi cadavrul dușmanului tău trecând în jos pe râu? Bravo. Bună dimineața, adevărat. Nu că soția, Doamne ferește, nu? No, nu. Nu. Dar la 103 ani ce a găsit? A găsit mireasă de 49 de anișori. O, oh, tinerică. Tinerică toată. Înseamnă că e vioi moșul. Totuși. Nu știu ce să... Dar e bizar că din câte mă pricep ca mai... A zis că nu-i lipsea nimic. Dar acum o să vadă. Nu-i lipsea nimic, lua... doar că era cam singur și... Probabil că lua lănțișorul de la raposatele la tot dat în... Știi că la indieni e foarte important asta cu... Ei au niște tradiții. Ia vechi, te rog, explică-mi. Pe care noi le mai cunoaștem și de la alte comunități de indieni. Cum ar fi, de exemplu, că se căsătoresc familiile stabilesc. Da. Nunta. Adică da. Părinții. Părinții, da. Copiii uneori nici nu se cunosc. În da. Cazul de față, cred că s-a făcut ceva dispensă, probabil doar părinții doamnei s-au amestecat. În cazul de față, părinții au pus rezerve. Da, și părinții, și... pe urmă, fac o ședință cu astrolog, cu alea, să stabilească, să vadă dacă e mai bine totul. Numerologi n-am idee dacă îți băgați, dar e foarte probabil, având în vedere ce apucături au oamenii, dacă să se potrivesc. Și... Da, astrologii stabilesc data anunții cei cu ăștia mici, dacă e în ordine totul, și pe urmă, după ce începe operațiunea... Adică petrecerea. Lasă până la petrecere, e cale lungă. Dar ce? În primul rând, băiatul trebuie să asigure... cum spuneam... Zestrea? Bunăstarea. Nu, a da. Invers, nu fata vine cu zestre. Nu zestre, trebuie... Deci el trebuie să-i dea niște aur. Aha. E pe bază de aur. Și am văzut, am fost într-o vacanță într-o comunitate de asta indiană și am fost uluit... În India? De... Nu. Într-o comunitate, zic, de indieni. 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 Care lucrează în România. Nu mai la noi. În vacanță, zic, am fost în vacanță. În Singapore, am fost în Singapore și am văzut acolo, am fost în Little India. Și da. În Little India era plin, dar plin, de magazine de aur. Asta era atâta. Și au un aur, da. Lucrează numai cu aur de 22 de carate. E un aur arămiu, așa, tu zici prima oară că e manevră, nu e aur. E... dar nu, din potrivă, e mai bun decât ăsta de se vinde la noi, că e de 22 de carate. Ok. Și au foarte multe colanuri. Aha. Sau colane, nu știu cum, care pluralul de la colan. Golans. În sensul că sunt niște șmecherii așa foarte încărcate. Da. Și am înțeles că alea sunt că foarte căutate. Pentru nunt, deci nunta pleacă de la 40 de grame. Dacă ești sărac lipit, trebuie să iei o bijuterie de 40 sau o sumă de bijuterii care să totalizeze minimum 40 de grame de aur pentru doamnă. Pe mine m-ar fi scăpat treaba asta dacă când da. M-am măsurat n-aveam bani de 40 de grame. O garanție că dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, are cum să o ducă. Rămâne cu 40 de grame rămâne de aur. Rămâne cu limon. Ceva, da, măcar atât. Cam asta e, știi? Deci vezi ce metodă de a bloca niște bani cu totul inutil? Serios, adică mai există oameni... Tradiții. Da, tradiții, dar banii sunt blocați. Ei sunt tezaurizați da. În niște obiecte care nu produc. Aici, la noi oamenii cumpără lingouri de aur ca să mai diversifice banii din bancă. Da, aurul, mă rog, o, este o formă aur, de tezaurizare. Da, e aur, tată, te costă depozitarea. Deci ai un comision lunar. La gât nu costă nimic. Dacă îl ții la gât, nu produce nimic. Așa cum sunt palatele cu turnulețe, de exemplu, fără nicio legătură. Aia sunt bani blocați. La fel. Pentru că nu... Dacă vor să vândă, nu să cumpără pe piața liberă da, palatele cu turnulețe. Da, asta cu lănțicuri. Întreținerea la fel. La palatele respectivă costă foarte mult. Sunt foarte mari, inutil de mari. Sunt bani blocați. Ei nu produc. Lănțișorul e amanetabil. Deci în anumite momente produce. Da, bun. Dacă-l vinzi. Dacă-l amanetezi. Da, mă rog. Și ce dacă vrei să mai dai un dublaj repede și nu știi încotro să apuci, te duci cu lănțișorul și pentru scurt timp. Dar crezi că domnul de 103 ani, adică... Cred că are e blindată lănțișoare, că ți-a zis, cred că le-a luat de la răposatele.
Deci asta nu cred că e o problemă. Nu știu cum au făcut cu astrologul ăla. Cred că l-au omituit. Ce să zic astrologul? Dar părinții lui ori mai și fost implicați în alegerea miresei. Bună întrebare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.